nu o să aibă nicio șansă. Și Meteor Makers, Unicorn va fi Visage, Link va juca Raid King, Ace va fi Centaur, Ryze va fi Draw Ranger și Crit va fi Disruptor. Și pentru Navi, Puppy va juca pe Trant Protector, Havost va fi pe Luna, Dendi va juca pe Templar Assassin, Kurokai va fi pe Dazzle, iar Fanic, cel ce s-a întors, va fi pe Batrider. Mai devreme și King era jucat pe Batrider, deci nu s-a schimbat mare lucru în strategia lor. Când vine vorba de offlane, foarte ales Batrider în ultima vreme și pe bună dreptate, foarte puternic. Nero bun. Te tot uiți la mine. Să știi, da, că nu suntem la examen. Nu trebuie să copiezi. Sunt mai distras de... Sunt pur și simplu curios să văd dacă intru acum pe gosugamers.net. Asta dacă merge enter-ul. Și intrăm la Dota 2. Mi s-a părut că e deja o știre acolo. Nu te mai uităm la mine. Ea trebuie și aici. Ar trebui să fie aici. Nu se întâmplă nimic pe hartă. S-au dus și ei de la Navi, au încercat acolo. Da, mă, uite că pisoiul s-a mișcat wording. Repede, mă. A pus deja știre pe gosugamers aici. Navi Alliance, Fnatic, Cloud9, Confer from... For Dreamhack Bucharest. Mă rog, n-aș băga chiar mâna în foc, dar... Nu mai zice din asta că sperii lumea, mă. Nu mai fi glumez la ora asta. Pauză, vine Cloud9. Da, într-adevăr. Așa. A venit aici, Papi a aruncat un ward acolo rapid și se duce înapoi pe lane și o să fie o tripletă ofensivă pentru cei de la Navi. Dazzle, Trant și Luna. Nu-i rău deloc. Împotriva lui Visage și Wrath King. O să vină și Crit aici pe lane la un moment dat, dar momentan are un DD și încearcă să le enerveze acolo pe Dendi. Ah, uite cât damage a luat Dendi. Încă o bucată, bine că a venit acolo Refraction-ul, dar i-a trecut iar. S-ar putea să... A venit și Papi, foarte bine a venit Papi aici. Dacă prinde slow-ul pe Crit o să moară și uite că l-a prins Dendi aici acum încă 2-3 bucăți. Încă nu are meld, ar fi fost foarte bun meld în momentul ăsta. Uite că vine și o bucată de la Papi. Oh, da, a luat acolo Dendi frag-ul. O să conteze enorm de mult. A venit foarte bine Papi. Inițial mi s-a părut că se prostește Dendi acolo, că își pierde HP-ul pentru nimica, dar... Și între timp jos acolo Unicorn are probleme, încă o bucată reușește să se vindece cât de cât, dar nu cred că o să fie suficient și da, într-adevăr, Havos reușește să-l distrugă acolo, dar până la urmă plătește cu viața. Oricum e ciudat să te duci solo așa între doi să faci frag și să îți iasă. Chiar dacă mori, părerea mea e că merită. Chestia e că s-a dus prima dată cu Dazzle, doar că a murit foarte repede. După aceea a zis, hai măcar să iau kill-ul pe Visage. Și în cele din urmă, Link a fost singurul care a rămas în picioare. Și cei de la MOM au plecat. Oh, fii atent jos acolo. Da, îi dă foarte mult damage lui Havos. Să vedem dacă o să mai poată să reziste. Nu, nu rezistă acolo. Nu vine să cred că au reușit chestia asta aici. Și Link reușește să scape. A murit și Dazzle acolo. Și Papi e puternic el, așa că e copac. Dar nu știu sigur dacă vrea să rămână la o astfel de bătaie. Pentru că pleacă, văd că pleacă cu chat-a lui Pițigoi. Vin toți creepy după el. M-O-A-M! 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 Ținem aici cu M-O-A-M. Se mișcă bine până acum, băieții. Chiar le merge trailane-ul și, în general, când câștigi trailane-ul... N-a reușit să-l prind acolo! Și a venit și Regen. Foarte bine. Foarte bine acolo. Salvat Papi. A luat și Creepy. Uite că acum încearcă să-i tragă. Să-i aduc aici pentru niște farm ușor lui Havost. Dar da, nu merge foarte bine acest offensive trailing pentru Navi. Dazzle încă are level 1, nu are punct băgat în grave și ar fi avut nevoie mai devreme cu siguranță Havost acolo. Dacă se pun cei de la MOM acolo cu și cu Wrath King, cu stun, apoi vine de la Disruptor niște damage de la Thunderstrike și slow de la Visage, e foarte periculos pentru Luna, e foarte greu să stea pe lane. Au nevoie de level mai mare pe Dazzle și poate chiar și pe Trant. Fii atent sus acolo, s-ar putea Centaurul să aibă problemă, reușește să dea Hoofstomp, dar nu cred că o să fie suficient, încă o bucată acolo și cred că o să facă Chase. Fnatic nu mai are foarte multă viață, dar reușește să facă fragul și cred că o să și scape, într-adevăr, da, scapă acolo. Bine jucat de Fnatic. Batriderul l-a bătut pe Centaur solo. Da, 1-1, uite că i-a ieșit până la oră. 4-3 momentan pentru MOM. Precum ziceam... Aici mi se pare că se cam joacă acest match, pe acest trailane versus trailane. În general aici se câștigă și se pierd jocuri. E de văzut, n-au pierdut încă destul de mult cei de la Navi cât să zică că a fost un dezastru lane-ul ăsta, dar a cam murit Havost aici de două ori chiar. Dar știm că poate să recupereze farm-ul destul de rapid.
Chestia e că acum nu se poate apropia de creep, e destul de greu. A făcut cu Rokai level 2, dar... Și fii atent că se întâlnesc acolo, Unicorn a dat slow, dar va trebui să se retragă. I-a prins foarte bine în cușca acolo, Link e prezent, a fost și a foarte mult damage, vine în cele din urmă Grave-ul și... Vezi, precum ziceam, Grave-ul ăsta e foarte important, l-a ținut în viață pe Havost, apucă să mai dea niște bucăți, o să pice totuși aici, dar o să reușească două kill-uri pentru unul, cei de la Navi. Și până la urmă a meritat. Aveau nevoie de level puțin mai mare pe suport ca să poată să ducă fight-urile astea cei de la Navi. S-a simțit Lich Seed-ul acela de la Trean și cu siguranță s-a simțit Shallow Grave-ul. Băi, da, uite, vezi, Grave-ul ăla face toți banii. Au dat tot ce au avut acolo. Poate o să stea un pic altfel lucrurile când Centaur o să facă 6 și o să se bată din nou. Sunt curios, ia să vedem cine are mai mult. Da, Dendy are foarte mult script și... Nu, e diferență foarte mare între el și Ryze, dar... Totuși contează. Și văd că vor să se bage la un moment dat acolo jos. Tot aștept să facă Centaur 6 încă câțiva creep și... Fii atent că Link e puțin cam în față, mi se pare. Dar era și Papi puțin cam în spate și nu are mana de Lich Seed, deci nu știu dacă vor neapărat să se lupte momentan. O să aștepte pentru că Centaur mai are foarte puțin, un creep îi mai trebuie. Acum gata, a făcut level 6 și sper că bagă în ultimată. Cineva zicea că e publică, Mim n-are găină. Da, păi... I-a venit la un moment dat și găină. Am notat la un moment dat că au plecat fără găină, dar... După aia a început un fight acolo, First Blood ceva și... Și a venit am și uitat. Găină. Am uitat de aspectul ăsta. Au cumpărat până la urmă. A murit cineva sau să-mi bază și... E, se mai întâmplă să pleci calculat, fără găină. Calculat. Nu-i problemă. Să-i mai multe iteme. Și mamă, că Demi și-a luat Link acolo. Văd că Unicorn a fost nevoit să dea slow și... O să se dea un pic în spate. Dar n-au avut acolo cu ce să continue cei de la Navi, dar i-au mai luat niște HP. Nu are la el salvă, Link trebuie să stea să mai mănânce copaci. Încă nu a băgat în lifesteal. E interesant, Rifeking-ul ăsta a jucat așa cu crit și stun. Dar e bine că n-a băgat în lifesteal, fiindcă dacă bagi în lifesteal îți împinge linia fără să vrei. E un mod de a-ți controla lane-ul foarte... Plus că bun. Ai nevoie să dai damage-ul ăla puternic și critical, asta e destul de gravet așa, adică când dai, se simte și e dureroasă. Da. Și nu cred că ar fi reușit să o omoare pe Luna dacă ar fi avut un lifesteal. Da, a încercat să dea un stun acolo, cred că vom vedea o inițiere, cred că Centaur e pregătit și el să apese un buton și să se lase cu... Durere foarte mare pentru Navi. Totuși Templar Assassin-ul Dendy așteaptă să-i vină sticla, are sus un DD și a terminat și face boots. E posibil Centaur să dea acea ultimată doar ca să se retragă dacă cumva Dendy decide să se ducă sus, nu? Sau văd că se dă un bip acolo și l-a luat pe Fanic la întrebări. Stai că Dendy vine jos de fapt. A venit aici cu TP. Ce facem niște fraguri, mă, băieți aici apăs DD-ul, le dau la bucăți, nu o să înțeleagă nimic. Au dat ping pe el, l-au văzut cei de la MOM. Ar trebui să stea și mai retragi, nu știu de ce, sunt totuși puțin cam în față, a pus acolo o capcană în spate Dendy și... Da, tot așteaptă, uite ce agresiv sunt, știu că dacă se bagă sunt în avantaj, că le vine Dendy din spate. Au totuși ultimată de Centaur și cei de la MOM, dar Dendy are DD și dacă prinde o bucată acolo pe crit, de exemplu, cred că îl stinge imediat. Ryze are și el TP, ar putea să vină aici jos dacă cumva se împute treaba, dar... Na, nu știu sigur cât poate să facă, are doar... Fii atent că a intrat Dendy prin spate, a fost prin față, a încercat să-l prindă pe Link, vine un slow pe Dendy, a fost băgat aici între copaci, da. Foarte agresiv. S-a... Vine un glimpse, vine fii glimpse atent. Acolo și începe scandalul, Link dă foarte mult damage acolo, vine heal, o să mai vedem și un TP. A dat acolo Papi și cu Rokai toate vrăjile. Link nu reușește să scape Havost. Încă e în viață acolo, a venit și a dat un Magic Stick și s-ar putea să pice acolo și Centaurul. Havost pică totuși până la urmă de mâna solo Samsonului, dar Dendy continuă aici cu DD. Uite cum intră bucățile în crit. Ce înseamnă heal-ul ăla, bă, băiatule, n-au reușit să dea exact cum trebuie acolo și uite-te cum pur și simplu Dendy vine și farmează ca pe creep. Triple kill. 4 eroi aici și probabil o să ia și turnul un început fantastic pentru Navi. Foarte important DD-ul ăsta și, precum ziceam, dacă Dendy o să înceapă așa să scape de sub control, o să fie periculos și s-a teleportat aici Link. Nu știu cei de la Navi, altfel cu siguranță ar fi sărit după el. Se mai așteaptă aici niște teleporturi în copaci. Să vedem dacă o să sară Link aici doar cu Disruptor. Nu cred că e cea mai bună idee. Dendy încă are DD-ul ăla pentru vreo două bucăți. Se pune aici pe Link, vine și un Lich Seed. Dendy s-a băgat acolo după el, i-a dat o bucată cu Melt. Link încă nu are ultimata, dar pică cu Rokai înainte.
Dendy Văcător continuă aici chase-ul după Link, a picat unul între timp. Să-l prindă, are stun Link, da, nu reușește să dea acolo, ai văzut cât de greu s-a întors. Mega și Crit are probleme. Dendy se bagă acolo și a slow, dar nu știu dacă să fie suficient. Foarte bine a dat ultimata acolo, Papi nu mai are foarte mult HP, încă o bucată și da, într-adevăr, e prezent aici Ryze. Pur și simplu l-a omorât acolo, vine Glimpse-ul și cred că Dendy, nu, n-au aici sentry să-l vadă, pur și simplu are stick de 7. L-a văzut pe Centaur și a luat-o la fugă Dendy, încă are stick-ul, a primit acolo un slow. Și-a dat stick-ul, a pus o capcană, a apucat și un refraction, dar nu știu dacă o să... S-ar putea să scape pentru că se mișcă destul de repede și vine din spate Fanic acolo, care e prezent și cu Kuroki și cu toată chata de la Navi, except între Antu. Asta înseamnă ultimata de Centaur, l-au prins pe Fanic, nu cred că mai scapă de acolo, foarte bine dat grave-ul de Kurokai. Și acum s-au pus pe Fanic să vedem, apucă totuși să dea la Soul și vine și un heal de la Kurokai, dar o să pice totuși Fanic de mâna lui Disruptor, dar a picat și Wraith King, deci a meritat total. Ryze aici a încercat să dea un silence, dar deja e prea târziu, au pierdut Wraith King-ul și cei de la Navi pot continua push-ul fără nicio problemă, sunt în viață toți eroii importanți. Vine un ol acolo destul de bun, Dendy continuă chase-ul, are aici o bucată cu melt și Ryze scade brusc la jumătate de HP viața. Da, l-am jumătățit acolo când i-a dat o bucățică. Doar un melt. Dendy are bani acum de dagger sau se poate apuca de dezolator, o să fie foarte periculos, de că și-a luat dagger. Deja mi-e teamă de Dendy, cât de puternic o să ajungă cei de la MOM, cred că sunt pur și simplu stupefiați. A fost foarte importantă runa aia de DD. I-a dat un avantaj foarte mare lui Dendy. Probabil ar fi căpătat oricum, dar mult mai greu. Așa are dagger în minutul 10, face boots și battle. O să alerge pe hartă de nu o să știe de ei cei de la MOM. Da, într-adevăr, acum probabil o să încerce să distrugă și Roșianu, că văd că s-au concentrat în zona aia. Batrider-ul este sus. O să-și termine în curând Fanic dagger-ul, pentru că are 2000 și acum farmează niște urse. Ia uite, Dendy și-a băgat haste-ul. Uite și tu. Oh, cum intră acolo, Dumnezeule. Nici nu-l interesează, se mișcă foarte repede. Bine că a primit un glimpse, altfel ar fi reușit acolo să facă kill cu siguranță. Vine și un silence. Și Papi și-a luat acolo silence, da, a avut ceva damage. Fii atent că într-un final a reușit acolo Crit să dea ultimata, dar Dendy pur și simplu se duce după el. Enorm de mult damage, Link dă un stun acolo pe Havos, reușește să-l dea jos, dar nu știu dacă o să fie suficient. Centaurul este și el prezent, are ultimată, are și stun și double edge pregătit, dar... Fii atent că l-așteaptă aici, Dendy, nu are nicio teamă. Nu știu ce căuta Havost acolo, cred că vrea să fie ca Dendy, așa să se bage unde vrea. Sare acolo foarte bine Fanic ultimata, dar nu reușește să-l tragă, fiindcă vine un stun de la Link. Are acolo și Skeleton King, are Resurrection-ul acela. Vine și Papi foarte bine cu o ultimată, să vedem dacă pică aici, aici mai are foarte puțin HP. Și da, Lich Seed-ului vine de hack. Sare aici după Ryze, Dendy, încă o bucată și pică și Draw Ranger. Și Link s-ar putea să moară, însă, precum ziceam, are acel Resurrection. Trebuie acum să fugă cei de la Navi. Greu alergă Dendy de acolo și are Glimpse pregătit acolo, Crit, oare o să-l folosească, doar că nu are cine să continue damage-ul. Și Link din nou este luat aici la întrebări, foarte bine împins în spate acolo de Fanic și încă câteva bucăți și pur și simplu l-au dat jos. Dendy pur și simplu vrea foarte multe fraguri, se bagă și a luat acolo un slow. Dar nu cred că o să continue. Uite-te și tu cât rezist acolo. Nu vine să cred că te-a barat Glimpse. Venit și... un Glimpse, dar tot nu cred că o să fie de ajuns cât să-l omoare pe Dendy. Are Godlike în minutul 11 și nu se teme de nimic Dendy în momentul ăsta. Cei de la Mim sunt puși pe fugă. E 10 la 15, dar line-up-ul celor de la Navi poate să se lupte fix acum. Au itemele importante, au foarte mult heal de la Trant și de la Dazzle. Nu au niciun motiv să se dea înapoi. O să le fie cam greu să urce pe high ground, să ia tier 3-ul, dar toate turnurile din exterior pot fi luate foarte ușor. Deja, uite, desenează linia acolo, Dendy se vor duce după Centaur. Și Centaurul încă nu are ultimata, e mâncat aici. Da, nici nu cred că are cumva cum să scape de acolo, pentru că este prezent și Fanic. Nu are mana de... la Sou, da. Oh, l-a tras acolo pe Kuroki, care și a, da, și a bine de tot damage este și Ryze prezent aici. Papi un pic avansat, foarte bine de acolo ultimata și Dendy, vrea ca Dendy să le dea foarte mult damage și Ryze și a ceva acolo, până la unul reușește să primească și un stick și... L-au dat jos pe Dendy, e un kill foarte important, acum îl pot continua chase-ul după Fanic, avea aici Unicorn, vine și un Glimpse, o să pice aici și Fanic. Da, poate s-au întins puțin cei de la Navi, puțin cam prea încrezători, cei drept și eu eram. Luna pare că se apucă de Force Staff. Apropo, mi-a sărit așa în ochi. Da, chiar îi vine rețeta de Force Staff lui Havost. Nu vezi foarte des chestia asta. Vrea să se lupte fix acum Havost, dar tot mi se pare ciudat să faci Force Staff pe Luna. E bună pentru mobilitate și toate cele, dar nu o să te scoată din zidul lui Disruptor și nu o să te scape de Glimpse. Ciudat.
Dar uite că o să continue aici fight-urile. 13 la 16 în minutul 13. O grămadă de fight-uri peste tot, numai lupte. Vine acolo ultimata de centaur, unicorn, o să încerce aici să fugă, dar Dendy are blink dagger în 5 secunde și nicio șansă pentru Vista să mai scape. A dat ceva de mici acolo un Havoc, doar că nu avea cine să continue. Între timp Papi îl aleargă acolo pe Creed, nu știu dacă o să reușească să-l prindă. Totuși văd că vine și Dendy destul de apăsat acolo, îi pune un trap, reușește să-i dea slow și are blink în 2 secunde și melt. Foarte bine îl trimite acasă. Doamne! Doamne, cât damage a dat și vine și Fanic din urmă. În 5 secunde o să aibă dagger și s-ar putea să-l prindă acolo. Nu vine să cred că îi dă slow în continuu. Da, a sărit acolo Fanic, să vedem. Și a luat totuși stand de la Centaur, dar cred că are un flame break. Vine bine ultimata de la Crit. S-ar putea aici să scape, dar Dendy nu vrea să se lase. S-ar putea să plătească totuși pentru extensia asta, dar Visage te face un kill pe Dazzle și moare și Centaurul. A scăpat totuși Crit, s-a întors acolo pentru un moment și Dendy vine cu o singură bucată de la Trebuia melt. Trebuia să se ducă la fântână pentru că a fost un chase incredibil și a reușit la fiecare pas să scape de primejdie, de timp în care văd că sus Link și Ryze și-au dat seama că trebuie să se retragă, nu e bine unde stau ei acolo. Dendy, să Dendy a trecut prin tur, nici nu-i pasă, a ratat acolo bucata cu melt, dar se duce totuși după Link, încă nu are ultimata Rage King. Leech, da, acolo Leech, nu apucă să dea Leech de loc, mă băiatule. Nu mai pot continua chase-ul aici. Trebuie să se pună să ia turnul acum de tier 1, plictisitor, ei vor să se lupte. Și vom vedea aici o apărare, da, este Crit, să vedem dacă prinde pe cineva Glimpse, nu, pur și simplu s-a băgat un pic mai ferit acolo, văd că Dendy în continuare insistă să le vină prin spate. Centaurul are ultimat, ar trebui să vină și el sus acolo. Link nu mai are foarte mult HP, cred că o bucată de la Melt și încă una de la Templar l-ar distruge. Reușește Luna să ia turnul. Și precum ziceam, cei de la Navi vor să se lupte, nu o să se dea înapoi de aici. Crit într-o poziție destul de ciudată. Dacă vine Batrider, dacă își activează focul, o să-l vadă cu siguranță. Dar aparent se retrag și cei de la Navi în momentul ăsta. De fapt se duc spre mid. Ori o să forțeze tier 3 pe mid. Fii atent că îl încercuiesc aici. L-au prins pe Papi acolo, au prins și un silence foarte bun. Nu o să apuce să dea ultimata, ba dacă are mecans Papi acolo, uite că dă și ultimata. Nu apucă, foarte bine dat silence-ul de Crit. Până la urmă dă totuși Papi ultimata. Havoc face un kill, vrea acolo să scape Papi, dar a fost adus înapoi cu Glimpse. Nu mai știe cum să scape, dar vine un grave incredibil. Havoc îl arăgă în continuare pe Crit, dar pică de mâna Soul Assumption-ului. Foarte bine jucat acolo de Unicorn. Crit a reușit să scape acolo și în continuare vedem un chase cu Gargoyle după Papi, care își dă acolo armurica, nu știu dacă o să fie suficient. A aruncat acolo stun-ul Link, să vedem dacă o să reușească ceva, pentru că nu mai are grave acum, n-are cooldown și trebuie să se retragă între timp și Phoenix ar putea să aibă probleme dacă cumva este prins și da, își folosește dagger-ul ca să se dea înapoi. Triple kill pentru Unicorn, Visajul ăsta face treabă, e foarte bun la luptele astea așa duse continuu, fiindcă are Soul Assumption și poate să-l dea la cooldown. La 4 secunde, cât timp are mana, o să dea foarte mult damage Visage. Asta este secretul victoriei celor de la MOM, cel puțin pentru moment. 17 la 20, minutul 16, avem un match plin de lupte. Zici că joacă Roxkis cu Empire, o chestie de asta așa total rusească de 4-0 da, în minutul 1. Că vin din acea zonă, pentru că sunt foarte, foarte agresivi. Ne uităm și la scor 20 la 17 în acest moment. Nu-i oprește absolut nimic, vor luptă continuu. Acum, uite, s-a băgat totuși Dendy la roșu. Hai să mai jucăm și niște șah, așa, niște strategie. Dar uite că acum vor cei de la MOM să ia aici o luptă. Dar a sărit acolo Fanny, fii atent că l-a prins pe Ace, încearcă să-l ducă pe deal. Și dacă o să rămână blocat centaurul acolo, e destul de important pentru fight-ul ăsta. Nu are nici TP, nu are nici Blink Dagger. O să stea aici Fanic și o să-l omoare foarte, foarte ușor. Moare cel mai mocnit acolo. Uite că totuși a dat fix înainte să moară ultimata. A lăsat acolo ceva și pentru că totuși la momă cât damage a dat lui Link acolo. Pur și simplu l-a dezmembrat atunci când a dat hit-ul cu Mel. A venit și foarte bine silence-ul continuare acolo de damage. Și ultimata de la Disruptor. Dar uite că Papi era ieșit în afară, a reușit să dea acolo, i-a prins pe toți. Dendy acum poate să-și facă de cap. Vine acolo o bucată pe Link, i-a scăzut 3 seturi din HP. Continuă chase-ul după Ryze. O să pice aici și Ryze cu siguranță. Double kill pentru Dendy, care continuă cu un blink. Încă o bucată pe Crit cu Melt. Nici nu e nevoie de Melt de fapt. Triple kill pentru Dendy. Și cei de la Navi iară încep să-i calce în picioare pe cei de la MOM. Le mai trebuie niște Soul Assumption-uri acolo. Da, într-adevăr se simte damage-ul ăla de la, exact cum ziceam, uite-te și tu, e minutul 18 și deja dă enorm de mult damage Dendy, adică pur și simplu când sare și pune mâna pe tine, dacă tu stai pe loc, nu ai șansă să mai scapi, dacă nu ai, nu știu, să ai un dazzle în echipa adversă, orice. La fight-ul de mai devreme a fost foarte important faptul că l-au prins pe Trent în ultimata de Disruptor și a apucat să dea acel Overgrowth.
poate fără ăla nu ar fi reușit totuși cei de la Navi să fie atât de mobili. Dar au putut să facă tot ce au vrut și aparent a murit curierul celor de la Navi între timp. Nu știu dacă avea ceva, cred că avea BKB-ul lui An. Încă nu și-aducea BKB-ul Dendy. Acum o să se bage la Roșan cu siguranță. Centaurul ăla săracul are 1000 gold, dar este mult prea departe de acel dagger. Ai zis tu că o să termine Batrider-ul înainte, dar da, nu mă nici chiar atât de nu mă așteptam să existe distanță. Posibilitatea ca Centaurul să nu termine dagger-ul până la finalul meciului, pentru că în mod clar, dacă ne uităm și la bani acum, chiar dacă n-au făcut încă Roșanu, sunt undeva la 1000 diferență gold și experiența deja și asta începe să se simtă. Au și, nu știu, părerea mea că au niște eroi mai buni, pentru că efectiv atunci când intră reușește să dea enorm de mult damage. Într-adevăr, sunt superiori când vine vorba de iteme, chiar dacă ți se pare ție ciudat că Luna aia are un force staff sau n-are. Pur și simplu contează itemele astea pe Batrider, pe Dendy, care dă foarte mult damage și de fiecare dată cu Rock-Eye a fost acolo prezent să dea un grave și un heal exact când a trebuit. A sărit acolo foarte agresiv Fanic în față, dar nu era niciun erou de la MOM, fiindcă ei s-au dus să împingă sus. Fii atent că cred că l-au văzut pe Dendy că s-a teleportat aici, dar are Aegis și a dat și BKB-ul Dendy. Fii atent că o să continue chestul, se pune pe Creed, dă centaurul ultimat acolo, o să încerce toată lumea să teleporteze, fiindcă Dendy nu are cum să-i oprească. Foarte bine jucat și Dendy și-a irosit BKB-ul de 10 secunde aici. Oricum are și Aegis la ghiozdănel, nu prea cred că e supărat. I-a pus pe fugă acolo, n-au reușit să ia turnul, ceea ce e un lucru important pentru că nu prea au bani și au nevoie de chestia asta ca să poată să pună și ei iteme. Da, și acum Papi poate să vindece. Mă rog, e deja la full HP turnul, poate să-l vindece pe ăsta de jos. Da? Asta e el pe la 700 și uite, chiar s-a întâmplat. Wow, fix când l-am încercuit, a simțit Papi. Fii atent că erau aici în smoke cei de la MOM, l-au văzut acolo pe Fanny care și-a dat imediat. Fii atent că a venit glimpse-ul înapoi, o să vină aici și Silence, dar și-a dat forța înainte să ridice zidul acolo Fanny și reușește să scape. Unicorn trece pe lângă el. Nu știu de ce nu mai continuă aici. Și-a dat runa de invizibilitate Fanny. L-au prins aici pe Ace, care se plimba prin zonă. A fost de aici bucăți, o să vină și un ultim. Nici nu mai apucă să dea lui Sembim. Între timp Dendy continuă chase-ul, mai are 18 secunde până la BKB și are foarte mult slow-pel. Vine și un Silence acolo de la Trax. Papi a folosit ultimata, nu a prins mare lucru, continuă aici chase-ul. L-a trimis înapoi acolo pe Dendy cu Glimpse și oare o să reușească să intre chiar așa puternic? Fii atent că a fost de foarte mult damage, reușește acolo să-l nimicească pe Ryze și Link, se bate cu Panic, face foarte mult damage acolo. Navi sunt oarecum pe retragere aici, Dendy plasează un trap ca să reușească să mai tragă de timp cu Rocky, reușește să-și dea acolo grave-ul, mai dă un heal și Link are probleme. L-au luat la bucăți acolo, Dendy nu știu dacă o să continue chase-ul pe el. S-a dus după Link acolo Dendy, dar nu știu dacă mai vrea să se bată. Are totuși aici, sunt cu o bucată și a dat ceva damage acolo. Fii atent că a venit slow de la Skeleton King. Nu cred că le place, nu cred că suporților de la Navi le place chestia asta. Acum Kurokai cred că o să pice Papi și el a dus înapoi cu Glimpse. Kurokai cred că a scăpat totuși, e într-o poziție aici bună, reușește un heal pe Papi, dar o să pice în cele din urmă și Kurokai. Iară s-au întins prea mult cei are de la Navi. Are din nou grave, nu vine să cred, este a treia oară în bătaia asta când își dă grave, nu vine să cred cu grave de level 4 cât a reușit el să facă aici. Deci 3 grave-uri, a dat 3 grave-uri, frate, nu vine să cred. Unstoppable pentru Unicorn pe Visage și 21 la 26 minutul 22. Foarte multe doiuri acolo. Cei de la Navi întind meciul ăsta destul de mult. În mod normal ai fi zis că ar trebui să termine foarte repede, dar tot încearcă să ia niște fight-uri de-astea în care este surprinzător cum e diferență de 10.000 gold, da? Și scorul nu arată, este 26 la 21. Și când uităm și la experiență, Navi sunt cu mult în față. După această bătălie totuși a început să scadă, să se îndrepte spre 0, dar mai e până la 0. Deocamdată suntem pe la 5.000 și avem un TP acolo sus, Dendy începe să care bucăți în Ryze. Încă nu are BKB-ul, mai are o secundă. E Link prezent, îi dă un stun și hai acasă să fugim că nu mai trebuie să stăm aici. Asta e nașpa cu Templar Assassin, ai nevoie de cineva care să-i țină pe loc atunci când te bagi în față. Mai ales când îți dai așa TP primul. De asta l-au pe Papi, dar trebuie să mai prindă un fight așa foarte, foarte bun și probabil o să termine jocul cu Luna și a făcut și Maelstrom. Ok, build-ul ăsta cu Force Staff și Maelstrom, trebuie să recunosc că l-am mai văzut niciodată. Aude cum aruncă cu electricitate acolo. Da, și glaive-uri și acele jump-uri de la Maelstrom nu e rău, dar e doar straniu. Cred că vrea să arate că Dota 2 nu-i Dota 1 și că nu puteai să pui absolut niciun orb effect pe Luna, nu mergea.
da. Când îți băgai în Moonglade. Uite că iară continuă aici să împingă cei de la Navi și s-ar putea vine acolo bucată cu melt. Om, a stins cioretele ăla dintr-o lovitură. Să mai farmăm niște familiari. Strategie bună versus Visaj. Să vedem dacă o să reușească de data asta să le spargă baza celor de la MOM. Au glif acolo cei de la MOM, s-a sărit Unicorn puțin cam în față, vine un stamp pe Dendy, dar l-a prins foarte bine Fanic acolo pe Unicorn și vor să-l dea jos repede pe Visaj, fiindcă dă foarte mult damage cu solo Samsung și reușesc în cele din urmă. Dendy și-a dat BKB-ul, poate să continue fight-ul, dar o să se dea puțin înapoi, se regrupează cei de la Navi și o să o ia de la capăt. Foarte bine și-a dat blink acolo Dendy. Da, 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 la limită a fost. Degete rapide de pianist pentru cine a văzut free-to-play. Sau dansator, un free-to-play era mai mult dansator decât pianist. E de toate Dendy. E de toate Dendy. De toate. Și o să vină și în România acum, dacă vrea. Să mănânce și mici cu bere, dacă tot vrea să le facă pe toate, să mănânce și mici cu bere aici în România. Da, asta e experiență. Și în cele din urmă se pun aici la împinși de la Navi. Mamă cât de mici a luat Link acolo și cred că vrea să se bage acolo. Havoz nu mai are foarte multă viață, dar... nu vine să cred că reușește heal-ul acolo, ultimata dată de centaur și încearcă acolo să-l oprească pe Papei, dar nu reușește acesta, își dă ultimata, Ace are probleme, probabil o să se stingă, a murit acolo cu Aegis și Dendy și s-a dat înapoi. Și acum Dendy continuă aici, cei sunt că nu are BKB-ul, altfel sunt sigur că s-ar fi băgat după ei. Nu au reușit să obțină mare lucru, e mort doar centaurul, dar pare că pot continua push-ul la turn. Vine aici Havoc cu ultimata și îl stinge imediat pe Wraith King. Oh, l-a prins sare acolo din nou pe Unicorn. Da, nu cred că mai are cum să supraviețuiască aici. O bucată cu melt și a dat ceva de mici acolo, ce drept. De melt în cele din urmă. Trei morți de la MOM, toți de la Navi în viață, împing aici turnurile și cred că asta a fost tot jocul. Mă, numai mie mi se pare amuzant că Mim joacă cel mai bine atunci când joacă versus Navi sau Alliance. Adică numai atunci au șanse să câștige și ei meciul. Te uiți că se bat în continuu acolo și diferențe de gol, dar cu toate astea reușesc să dea destul damage încât să întoarcă cât de cât anumite bătălii. Da, într-adevăr, pare că se concentrează ceva mai tare împotriva echipelor ăstora mai mari. Au schimbat și line-up-ul parcă de curând. Oh, l-au prins acolo pe Papi, au dat ceva damage și e prezent întotdeauna cu Rocky la datorie. Oare o să arunce grave-ul? A venit un silence foarte bine acolo foarte și bine, Papi... dar force staff și... pentru că dă force staff acolo, apucă să dea grave. Acum Ace nu știe pe unde să mai fugă. S-a băgat acolo, primește și el un force staff și începe bătălia, dansează în aer acolo. Link vine, stun-ul reușește să facă frag, îl trage înapoi acolo pe cu Rocky. Și să vedem, continuă aici fight-ul, o să aibă grave într-o secundă, dar nu mai apucă totuși cu Rocky să se salveze. Trei morți pentru Navi de data asta, dar au reușit totuși să ia barăcile de sus. Da, precum ziceam, meciul ăsta se întinde și mai mult acum. Da, da, cu minus o parte dată acolo sus. Da, a fost și a terminat și Mjolnir, să ne uităm la grafice. Mai mult de 15.000 gold la XP, pe undeva pe la 10.000, ceva mai puțin de 10.000, dar oricum... o diferență destul de mare în favoarea celor de la Navi. Și cred că așteaptă să învie toată lumea și o să continue să împingă mid-ul aici. Sau mă rog, alt lane, o să aleagă alt lane și o să se ducă acolo și o să înceapă pur și simplu asediu. Nu văd de ce s-ar opri momentul ăsta. Ar farma oarecum degeaba, sunt mult în avantaj. Primii 4 farmeri de la ei. Trent are mai mult decât are Draw Ranger în momentul ăsta ca și Netorf. Cam asta are e diferența. Are acolo. Da, are și Vladimir și Mecha, Arcane Boots și 1500 gold pe el. O duce foarte bine Papi pe Treant Protector în momentul ăsta. Sunt curios ce iteme o să mai vedem acolo pe Fanic, pentru că văd că și-a luat Blades of Alacrity. Oare o să facă Yasha ca să se miște și mai repede? Are și Eul, are și Force Staff. Senzația mea că joacă un pic așa la Caterinca. Da, oh. Asta mă gândeam și eu. Luna acolo cu Mjolnir și Force Staff. Și ultimata dată de centaur îl prinde acolo pe Havoc, dar foarte mult damage cea Ace. Foarte bine dată ultimata aia să nu-l lase pe Kuroki și să dea grave-ul și să pice. Nu pică vine pentru că apucă grave-ul într-un acolo. Final grave-ul și oare o să mai alerge câtva? Glimps dat acolo și să vedem dacă o să-l stingă. Da, reușește să-l omoare pe Dendy cu prețul a unui centaur și a unui Draw Ranger. Și Unicorn s-ar putea să mai foarte bine date ulo acolo. S-au pus aici pe Unicorn, a venit și Havoc, vine cu un Lucian Beam, vine și Papi cu ultimata și s-ar putea să-l stingă pe Visage, un kill destul de important. Se pune acum pe crit Papi și uite cât de tank este pe Treant Protector și dă și foarte tare în ei. De acolo un Lich Seed pe Link, nu mai are ultimata aici, Red King, foarte mult slow pe el. Fanic îl alergă pe crit, moare crit primul, apoi moare și Red King. Și Team Wipe. Disruptorul se cumpără, e și centaurul acolo.
Să vedem dacă o să încerci aici un Defense of the Ancients, dar cred că e cam greu. Să-l prindă pe Fanny când nu e atent. N-are ultimată centaurul, nu prea au cum să se bage decât, nu știu, cu un Force Staff și cu un Hoofstomp din ăsta reușit. Și da, chiar încearcă acolo, da. A ratat foarte acolo rapid. Hoofstomp cu Ace. Dacă nu e instant, ai văzut, când îți dă un Disable te pune la respect. Da, se simte animația lungă. Prins aici și crit a fost ridicat cu Eul. Vine Minus Armor de la Papi, un Lich Seed, un ultim Lucian Beam și dă Papi acolo o bucată cu crengile alea imense. Și Ryze cred că a cetat, văd că se ascunde în colțul din dreapta sau nu, văd că vrea să vină la bătaie. L-a cetat pe Unicorn, uite că o să fie tras la bătaie, Ryze nu prea mai are de ales în momentul ăsta. A dus acolo de Fanic până foarte departe de bază. Să vedem, foarte mult damage, vine centaurul, își dă buyback și dă ultimata să-l scoate pe Ryze acolo din belele. Dar Fanic încă continuă chase-ul și uite că o să facă până la urmă kill-ul. Papi cu ultimata, heal de la Kurokai. Și continuă aici să dea în bucăți. Havos nu e interesat de fighturile lor. Mamă, ce forță a fac acolo să scape de hoofstamp-ul lui Ace, al doilea hoofstamp pe care îl ratează. Și Fanic în continuare legat, vine un grave acolo, se aleargă în stânga și în dreapta cei. Oare o să reușească să-l omoară acolo cu Rocky? A venit Havos cu force staff și cu Lucian Beam să ia kill-ul. Vine un Lucian Beam, a legat acolo în continuare. Havos dă Ancient-ul și Kurokai se bate cu Link. Da, e bătălie aici pe toate fronturile. Havost vrea ca să se bată, dar e mai greu acolo în blade mail-ul lui Link și începe să arunce în stânga. Dendy farmează pădurea printre altele, deci Dendy e aici de vreo 5 minute, vrea să-și termine Dedalus, nu avea treabă cu jocul. Striga și GG-ul în cele din urmă. Mamă, ce match! 42-26, minutul 30. Un match, n-aș spune chiar apropiat, dar un match interesant de văzut. Uite, cei de la Navi au terminat toți cu net worth mai mare decât cei de la MOIM. Chiar și Dazzle a avut 9200 net worth în cele din urmă. Un stomp destul de tare. Ne așteptam la asta. Dar oricum, un match interesant de văzut. Deci, câtă bătaie. Nu vezi foarte des atâta acțiune pe hartă.